coach Beatrice Olaru, care este și instructor de fitness, a venit astăzi alături de noi să ne arate un antrenament cu benzile elastice, despre care am auzit că sunt în mare trend acum. Toată lumea le folosește și sunt super potrivite pentru surplusul de kilograme. Bună dimineața! Bună dimineața, fetele! Bună dimineața! Da, este un accesoriu foarte util și foarte la îndemână, ca să spun așa, pentru că este și accesibil din punct de vedere financiar, este ușor de depozitat pe acasă, exact. Încape foarte ușor într-o geantă de vacanță, adică poți să le iei cu tine chiar și în vacanță să te antrenezi pe plajă, în camera de hotel și așa mai departe. Deci are toate beneficiile pentru a-l avea alături de noi. Eu am adus astăzi mai multe modele de benzi elastice. La asta ca să vedem cum lucrăm, să reușim să lucrăm fiecare parte a corpului așa cum trebuie. Deci fiecare parte a corpului are nevoie de un anumit tip de elastic. Da, atunci când ne referim la antrenamentele pentru acasă, grupele mici de musculare sunt un pic mai greu de accesat. Și atunci cu aceste benzi elastice putem să le antrenăm foarte bine. Ele au fost concepute la început pentru recuperarea medicală, articulații și așa mai departe. Și mai apoi au fost introduse în sălile de fitness pentru că s-a descoperit că sunt super benefice. Ok, ne poți exemplifica? Da, o să încep cu această bandă, care este cea mai lungă dintre ele. Și o să începem cu un exercițiu de bază, squat, dar în același timp o să lucrăm și partea superioară. Adică o să intre și brațe, un pic de trapez și spate, musculatura din jurul romboizilor, da? Țin banda aproape de piept, cobor în squat, iar când mă duc sus, extind brațele deasupra capului. Ok? Același lucru pot să fac pur și simplu cu brațele întinse la nivelul pieptului și o să simt pur și simplu musculatura umerilor. Arată și bine antrenamentul ăsta. Da, în același timp. Pot să apropii brațele în față și când urc, răsucesc, aduc și obricii, îi adaug și pe ei în antrenament. Da, sunt tot felul de variații pe care pot să le fac cu această bandă, care să mă ajute să-mi lucrez musculatura întregului corp. Da. Și acum vreau să vă arăt neapărat cu această bandă un exercițiu pentru grupele mici. Așa. Punem în două, așezăm sub tălpi și o să lucrăm biceps. Da? Mă interesează să am tensiune în bandă. Tot în timpul când lucrăm, mă interesează ca banda să fie în tensiune ca să activez grupa musculară. Normal. Flexez genunchii, coatele pe lângă corp sub umeri și flexez. Aici am biceps. Deci tu arăți absolut fantastic. Este greu de crezut că ai născut în urmă cu 3 luni. Mulțumesc frumos! Tipul acesta de exercițiu te ajută să slăbești sau să te tonifici sau să și slăbești, de fapt? Orice fel de mișcare, orice formă de mișcare te ajută să slăbești, să tonifiezi. Mm-hmm. Da, dacă vorbim de alergă. Să dormi mai mult. Lucrezi și cardiovascular, dar lucrezi și pe musculatură. Okay. Orice tip de mișcare alegi să faci, mai mult sau mai puțin merge și pe cardio, merge și pe musculatură. Clar că atunci când intri în sala de fitness și tragi de greutate, atunci lucrezi musculatura, dar și aceea este o activitate foarte bună cardiovasculară. Putem să încercăm și cu elasticele late? Da, astea sunt foarte bune pentru ceea ce ne interesează pe noi femeile. Da, posteriorul. Da, picioarele și posteriorul. Placi. O să adăugăm banda deasupra genunchilor. Cobor în squat și revin. Și de aici pot să plec cu deplasare laterală, da? Stânga-dreapta, pot să fac 4, dreapta, 4, stânga, eu mă limitez la 1-1, da? Și în felul ăsta lucrez foarte bine musculatura picioarelor. Dacă vreți să încercați, vi le las și o să vedeți, chiar se simte musculatura. Se simte, da. Din nou, pentru fesier, dacă nu pot să stau pe loc, mă sprijin de un perete și duc piciorul în spate și lucrez foarte bine fesier. La fel, lateral, da, pentru zona de... Adică, practic, aceste benzi îți oferă să nu mai ai nicio scuză, să spui că n-am cum să fac sport. Exact, mai ales că, așa cum spuneam, este un accesoriu pe care pur și simplu poți să-l iei cu tine peste tot. Da. Îl pui în bagaj, la mare, te duci pe plajă dimineața când nu este foarte cald, ai luat benzile cu tine și în felul ăsta îți faci un antrenament foarte riguros. Determinare trebuie să avem. Da, determinare și... De câte ori pe săptămână ar trebui să facem antrenamentul ăsta? Având în vedere că este un antrenament cu benzi elastice, eu, de exemplu, când nu pot să fug la sală pentru că am un bebeluș acasă, mă antrenez în fiecare zi. Îmi fac un antrenament de 45 de minute cu aceste benzi elastice și credeți-mă că e ce trebuie. Păi se vede. Da, iar numărul de repetări e în funcție de nivelul fiecărei femei de fitness. Da? Adică dacă ești la început, poți să începi cu 8 repetări pentru fiecare exercițiu, 3 serii. Și pe măsură ce capeți forță și rezistență, poți să te duci până la 20 de repetări. Ok, bun. Îți mulțumim tare mult pentru lecția predată astăzi. Ne apucăm și noi de teme cât de curând.